Arcul Mitropoliei din Târgoviște a fost locația aleasă pentru organizarea conferinței în cadrul proiectului Meșterul Turistic, integrarea abilităților meșteșugărești în turismul local, o alternativă viabilă de revitalizare a spațiului rural, program implementat de Consiliul Județean Dâmbovița și Asociația Partnet în trei județe din regiunea Sud-Muntenia, Dâmbovița, Prahova și Argeș. Ca obiectiv general, proiectul are în vedere valorificarea abilităților meșteșugărești ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural și includerea lor în activități turistice. Consiliul Județean Dâmbovița este partener în acest proiect european. Rezultatele sperăm noi la sfârșitul tuturor conferințelor și tuturor stagiilor de pregătire să fie pozitive și cei care urmează aceste cursuri de calificare chiar să facă ceva și nu numai să beneficieze de o diplomă de absolvire a acestui curs. Prezentăm o parte din rezultatele proiectului, cursurile care s-au făcut și care urmează să se facă la nivelul județului Dâmbovița, în mai multe meserii prevăzute în acest proiect. Sperăm ca cei care urmează aceste cursuri să învețe ceva constructiv, să aplice în viața de zi cu zi și să folosească în continuare, să devină niște meșteri populari, să obțină niște venituri și în acest fel să degreveze bugetul ăsta de niște obligații sociale. La finalul proiectului, autoritățile și-au propus facilitarea ocupării pe piața muncii a 1876 de șomeri din mediul rural. Proiectul urmărește valorificarea abilităților meșteșugărești ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă sau șomeri din mediul rural și orientarea lor către mici afaceri ca lucrători independenți, inițiatori ai unor mici ateliere sau în ocupații din sectorul turistic care sunt interconectate cu domeniul meșteșugăresc. Acest proiect are o durată de 18 luni, a început la 1 aprilie 2014 și are ca termen de finalizare 30 septembrie 2015. Obiectivele proiectului. Proiectul vizează acțiuni complementare măsurilor prevăzute de strategia de ecoturism a României, care prevede promovarea tradițiilor și meșteșugurilor, încurajarea afacerilor la nivel local, prin organizarea de festivaluri, târguri, precum și prin diverse forme de publicitate. Participanții la cursurile organizate în cadrul meșterului turistic au dobândit abilități în practicarea unor meșteșuguri, precum olărit, cioplitor în piatră, împletitor de nuiele sau broder. La conferința de la Târgoviște au fost organizate și ateliere de lucru, unde meșteri pricepuți în împletitul nuielelor au împărtășit celorlalți din secretele acestui meșteșug. Un coș? Cât de mare îl facem? Dă-te mai departe. Așa. Marca, eu am aici niște copii cam mici. Credeți că se vor pricepe ei să facă un coș așa mare? Dar le arătăm astăzi. Așa și... niște obiecte mai mici pentru ei. Dar le punem întrebări pentru că eu vreau să fac un concurs cu ei. Le punem întrebări. Deci toată lumea e atentă și vedem cum începe să construiască un coș.